Harriet Lumley Smith, Poliana, volumul 3, Poliana, flori de portocal, capitolul 16, Gladys se ține de joc. Dacă Poliana n-ar fi avut la fel de multă compasiune cât și umor, s-ar fi distrat de minune văzând cum își dădea Gladys Moor silința să joace jocul bucuriei. Dar strădanile acelei fete neinstruite de a se dovedi la înălțimea așteptărilor pe care ea însăși și le impusese, erau atât de înduioșătoare, încât ori de câte ori Poliana zâmbea, își dorea aproape la fel de mult să plângă. Gladys a științat-o la telefon despre plecarea ultimei bucătărese, cuprinse de indignare din cauza unei năzbâtii a lui Gregory cu numai o oră înainte de cină, și despre încercările ei de a pregăti ceva de mâncare. Era limpede că nu izbutise din calea afară de bine. Urmase întocmai rețeta, dar totul îi ieșise pe dos. Cartofii aveau părți tari, ceea ce era foarte urât din partea lor, căci Gladys nu se îndoia că îi fiersese îndeajuns. Conopida, pe de altă parte, se înmuiase în asemenea hal încât domnul Moor crezuse că e supă. Friptura părea să se fi uscat și era colorată într-un cenușiu respingător în locul cafeniului obișnuit. Simțindu-se încrezătoare, Gladys a pregătit și desertul, o budincă, dar când a venit vremea să o pună pe masă, curajul a părăsit-o. Dar tot am găsit ceva de care să mă bucur, a strigat Gladys, de parcă ar fi încercat să ajungă la auzul Polianei doar prin puterea plămânilor peste zecile de mile care le despărțeau. Mă bucur că i-am spus ce cred despre ea. I-am spus, Suzy, ne-ai făcut o măgărie cum nu s-a mai pomenit? Și nici nu m-aș fi așteptat la mai mult din partea unei femei netrebnice și țăfnoase ca tine. S-a înfuriat în asemenea hal încât mai avea puțin și exploda. Prezența domnului Moor în propria casă era privită în continuare drept o năpastă. Nu se poate sta de vorbă cu tata, s-a plâns odată Gladys. Cine i-ar putea cere unei femei ca mama să trăiască într-un orășel ca vai de capul lui? Păi petrecerile au la fel de multă însemnătate pentru ea cât carnea și cartofii pentru alți oameni. Trăiește din ele. Dar tata nu pare să înțeleagă și face tot felul de planuri smintite și se supără când mama râde de el. Apoi, citind dezaprobare pe chipul Polianei și închipuindu-și că se datora faptului că nu urmase regulile jocului, Gladys s-a adăugat în pripă, dar mă bucur uneori că e prin preajmă. Zilele trecute l-am trimis pe Gregory să cumpere niște carne sărată de vită de la bufet și a folosit restul de bani ca să cumpere alune trase în zahăr și când a ajuns acasă, s-a prefăcut că vita a costat un întreg dolar. Îi mirosea gura a alune și orice neghiob ar fi ghicit ce se întâmplase. Tata a apărut tocmai când îl certam și l-a luat în baie ca să-i tăbăcească bine spinarea. Chiar așa, mă bucur că a primit măcar odată ce îi se cuvine. La început, Poliana nu i-a întors vizitele lui Gladys. Doamna Moor îi displăcea atât de profund încât se simțea stânjenită sub acoperișul ei, chiar dacă nu era nicio primejdie să o întâlnească. Dar, cum își dorea din tot sufletul să o sprijine pe fetița care avea parte de atât de puțin ajutor, Poliana și-a învins sila și a făcut lui Gladys câteva vizite scurte. Și în timpul uneia dintre ele, l-a cunoscut pe domnul Moor. Tatăl lui Gladys era, se pare, cu mulți ani mai în vârstă decât soția lui. Era un bărbat înalt și stângaci, pleșuv înainte de vreme, iar Poliana l-ar fi crezut cu totul banal dacă nu i-ar fi văzut ochii triști. În ochii mici și spălăciți ai domnului Moor se citea o dezamăgire greu de pus în cuvinte. Când a poftit-o în casă, s-a uitat la ea bănuitor, iar Poliana a ghicit că așa era obiceiul. Apoi a măsurat-o din nou și a părut să se răzgândească. Cum ședea în salon, așteptând-o pe Gladys să-și sfârșească toaleta, cu toate că era trecut de ora 4, domnul Moor și-a oferit pe neașteptate compania ca să facă timpul să treacă mai ușor. Îmi pare rău că v-am lăsat să așteptați atât, domnișoară, nu-mi amintesc cum vă cheamă. Sunt doamna Pendleton, a răspuns Poliana cu un zâmbet fermecător, țin foarte mult la fetița dumneavoastră. Domnul Moor s-a lăsat să cadă pe un scaun, întinzându-și picioarele lungi și lăsându-și brațele să atârne pe lângă el, arăta ca o jucărie cu mecanismul stricat. Da, Gladys e un copil isteț, a spus el,
dar la drept vorbind, la fel sunt cu toții. Au nevoie doar de cineva care să-i educe, să aibă grijă de ei și să-i țină în frâu. Nu știu altceva decât să-și facă de cap. Cum Poliana încuvința întru totul, nu s-a încumetat să răspundă ceva. Dar avea privirea plină de înțelegere și blândețea ei a deslegat limba domnului Moore. Mulți ar spune că sunt bărbat norocos. Am făcut mulți bani la viața mea, firește că aici asta nu înseamnă nimic. Nu te bagă nimeni în seamă fără 2 sau 3 milioane, dar acolo de unde vin eu, s-a oprit cu un suspin adânc, care amintea de un motor scoțând aburi și și-a țintit din nou privirile triste asupra Polianei. Dacă ne-am întoarce în orășelul din Ohio în care am crescut, n-ar trebui să mai ridic un deget, decât dacă mi-aș dori eu asta și aș putea să construiesc cea mai frumoasă casă din oraș, din cele cu verandă mare, știți, cu mult spațiu și poate cu o cupolă. Și aș avea o grădină și aș crește pui și aș avea și 2 mașini, una dintre ele destul de mare cât să-mi scot toată familia la picnic. Asta înseamnă să trăiești bine, dar în orașul ăsta, cu nevastă mea învârtindu-se în alta societate și cu băieții ducându-se de râpă, ei bine, nu știu dacă viața asta merită trăită. Ar fi fost nevoie de o minune ca să-i poată aduce domnului Moore puțină mângâiere. Cu disperare, Poliana și-a pus speranța în Gladys, drept cel mai potrivit subiect aflat la îndemână. A vorbit despre feminitatea ei precoce și despre cum tocmai aceasta o atrăsese înspre Gladys atunci când o văzuse prima oară. Domnul Moore a ascultat cu tristețe, dând din cap când și când ca să-i întărească spusele. Da, e femeie în toată firea, a spus el, n-are încotro. Cineva trebuie să le țină băieților loc de mamă și dacă nevastă-mea nu e la teatru, atunci e la vreun joc de cărți, la vreo cină sau la vreun bal. Gladys ar trebui să meargă la școală. La ce-mi folosește toată averea dacă fata mea crește neinstruită, iar băieții... S-a oprit când Gladys a intrat, săltând în cameră, s-a aruncat asupra Polianei și a sărutat-o de parcă n-ar mai fi văzut-o de ani buni și nu de 3 zile. Ah, ce frumos din partea ta să vii să mă vezi, a ciripit Gladys, dar de ce nu mi-ai spus dinainte, ca să mă găsești îmbrăcată și să nu irosim nicio clipă? Camera era plină de scaune, dar Gladys s-a așezat într-un echilibru precar pe brațul balansoarului în care ședea Poliana, crezând fără îndoială că o asemenea primejdie nu însemna nimic cât timp se afla aproape de obiectul adorației ei. Poliana a simțit privirea posomorâtă a domnului Moore, oprindu-se asupra lor cu nedumerire și a ghicit că ar fi dat oricât pentru o fărâmă din afecțiunea oferită unei străine. Când s-a ridicat plin de nefericire și a ieșit din cameră cu mersul târșuit, gândind poate că îi stătea fetei în cale, ochii Polianei s-au umplut de lacrimi. Ce se întâmplă cu tine? A vrut Gladys să știe, aplecându-se ca să-și cerceteze musafira mai îndeaproape. Nu cred că te joci în după amiaza asta, arăți de parcă ți-ar părea rău de ceva. Poliana s-a silit să zâmbească. Ba da, mă joc, a spus ea, mă bucur atât de mult că l-am întâlnit pe tatăl tău, dragă, și că e un om cum se cade. Trebuie să-i aduci mângâiere tatălui tău, Gladys. Mângâiere? A exclamat Gladys, făcând ochii mari. Păi, doar n-a pățit nimic rău. Știi, tata nu e ca mama. Nu-i pasă decât să-și aibă pipa și ziarul la îndemână, să stea toată ziua cu mâinile încrucișate și să nu-l stingherească băieții cu certurile lor. Nu vrea decât să fie lăsat în pace. Ușa apartamentului s-a închis cu zgomot, arătând că domnul Moore plecase de acasă, iar Gladys a zâmbit de sus către musafira ei, ca și cum ar fi vrut să-i spună, vezi că am avut dreptate? Atunci, aproape ca un ecou, într-o cameră mai îndepărtată, s-a auzit o bufnitură urmată de un răcnet cumplit. Nu care cumva să te sperii, a sfătuit-o Gladys pe Poliana, văzând că se ridica îngrijorată în picioare. Nu-i cine știe ce. Se joacă de-a pirații sau de-a bandiții sau ceva de felul ăsta, iar unul dintre ei l-a trântit pe celălalt la pământ. Dar sună de parcă plânge cu adevărat. Poate că da. Se cotologesc unii pe alții în asemenea hal încât te și mir că nu șurp oasele. Norman a intrat în goană. Malcolm a căzut din avion, le-a dat el de știre cu enfaza celor care răspândesc veștrele. Din avion, Dumnezeule, ce-a folosit drept avion?
S-a urcat pe tăblia patului și a învârtit la râșnița de cafea ca să scoată zgomote de motor, dar a căzut și s-a lovit la genunchi. Spusele i-au fost întărite de către Malcolm însuși, care a apărut în pragul ușii răcnind din răsputeri. Își trăsese în jos ciorapul, descoperind rana însângerată de la genunchi. Poliana a scos un strigăt de milă, dar Gladys, strecurându-și degetele în ciorapul atârnând, l-a examinat îngrijorată și parese cu rezultate mulțumitoare. "Ascultă, Malcolm," a exclamat ea cu glas supărător de vesel, "ciorapul a rămas întreg. Nu te bucuri?" Malcolm se așteptase fără îndoială să primească puțină compătimire și a scos încă un urlet din care răzbătea mai multă furie decât durere. "Ba, nu mă bucur deloc," a strigat el. "Îmi pare rău că nu i-am făcut dita mai gaura. Îmi pare rău că nu l-am făcut bucăți ca să nu-l mai pot încălța niciodată." Gladys voia să-l consoleze, dar n-a izbutit decât să-l necăjească și mai tare. "Păi atunci ar trebui măcar să te bucuri că nu ți-ai rupt piciorul," a spus ea. Și către Poliana într-o șoaptă plină de înțeles. "Încerc să-i învăț pe băieți să joace și ei jocul." Poliana nu socotea că ar fi fost o împrejurare potrivită ca să-l inițieze pe Malcolm în misterele jocului bucuriei și a propus să se îngrijească fără întârziere de genunchi. L-au spălat și l-au bandajat cu luarea minte, iar grija lor s-a dovedit un balsam pentru sentimentele rănite ale lui Malcolm. "Am avut o grămadă de necazuri," s-a plâns el când Poliana l-a lăudat pentru curajul pe care îl arătase. "M-am îmbolnăvit de pojar și de tuse măgărească și mi-au căzut doi dinți și acum asta. Și parcă văd că o să mă molipsesc de ciumă bubonică." De îndată ce i-au dat ajutorul lui Malcolm, Poliana a vestit că trebuie să plece. S-a smuls cu oarecare greutate, căci Gladys, care nu fusese crescută în spiritul punctualității, era gata să folosească forța ca să o oprească, cu ei păsa dacă nu punea cina pe masă la ora obișnuită. "Soțul tău nu o să pățească nimic dacă mai așteaptă și el puțin," a declarat Gladys, ținând-o strâns de braț, "și te vede mult mai des decât mine." Însă Poliana nu s-a lăsat înduplecată, iar Gladys s-a dat în cele din urmă bătută și a promis să-i întoarcă vizita cât mai curând. "Acum, că a venit tata și poate să aibă grijă de copii, am să vin să stau toată ziua cu tine." "Așa să faci, dragă," a spus Poliana. "Dacă petrecem ziua întreagă împreună," s-a gândit ea, "aș putea să o lămuresc oarecum în privința jocului, fără să-i îndrept fățiși greșelile." "Vino cât poți de curând," a îndemnat-o ea, iar Gladys a răspuns veselă: "Firește." Dar acea promisiune nu era menită să se îndeplinească. Două zile mai târziu, la scurt timp după micul dejun, telefonul Polianei a sunat. A răspuns cu vioiciunea obișnuită, iar o voce pe care nu o recunoștea i-a rostit numele. "Sunteți doamna Pendleton?" "Da." "Dumneavoastră sunteți prietena unei fetițe pe nume Gladys Moore?" Poliana a tresărit. "Da." "Sunteți domnul Moore?" "Da, sunt tatăl ei." S-a oprit de parcă nu i-ar fi fost ușor să vorbească mai departe, iar apoi a spus înghițindu-și lacrimile: "A avut loc un accident." "Un accident? Vai, domnule Moore!" "Au dus-o la spitalul Randall, pe ea și pe mama ei, dar Gladys e rănită mai grav și vrea să vă vadă." "Firește că am să vin, domnule Moore." "Cât de repede puteți, e rănită destul de rău." "Plec de acasă," a spus Poliana, "cam în 10 minute." Și bărbatul de la celălalt capăt al firului a lăsat să-i scape un suspin sfâșietor. Greu de crezut că trupșorul înfășurat în bandaje de pe patul de spital era într-adevăr Gladys. Părea că se micșorase cât al unui copil, dar chipul ei schimbat arăta curios de bătrân. Prezența Polianei nu a schimbat cu nimic lucrurile pentru Gladys. Pleoapele ei grele nu s-au ridicat. Buzele ei albe nu s-au arcuit într-un zâmbet. "Se trezește și vorbește timp de un minut," a șoptit domnul Moore în urechea Polianei, apoi cade din nou într-un fel de leșin. "Sper că nu vă supărați dacă așteptați puțin. Mi-aș dori să vă găsească aici când se trezește din nou." Poliana nu avea nimic împotrivă să aștepte. "Cum s-a întâmplat?" a întrebat ea, așezându-se
lângă bărbatul copleșit de durere. Chipul lui cenușiu s-a crispat. Asta e partea cea mai proastă. Au chemat-o noaptea trecută să-și aducă mama acasă. Buzele Polianei i-au repetat cuvintele, dar fără să scoată vreun sunet. Mă dusesem la culcare și nu am auzit telefonul. Nu sunt binevenit printre prietenii nevestei mele și ori de câte ori o aștept până târziu, îmi spune vorbe grele. Sfada nu-i bună de nimic, așa că mersesem la culcare. I-au cerut lui Gladys să vină la un restaurant unde mâncaseră și dansaseră și băuseră după un spectacol. Nu era prima oară că trimiteau după Gladys pe semne. Poate să facă aproape orice din mama ei când o găsește în asemenea stare. Poliana a ridicat mâna într-un gest rugător, nu voia să asculte mai departe, dar domnul Mur nepăsător a vorbit cu glas monoton mai departe. Nu era beată, nu tocmai, dar băuse destul de mult. Era amețită și gălăgioasă și nu voia să se mai întoarcă acasă, așa că au trimis după Gladys. N-am auzit telefonul sunând, firește, și nu am auzit-o când a ieșit pe ușă, dar mi-au spus că era puțin după ora 1. S-a așezat mai bine pe scaun, fără să scape din ochi trupul nemișcat de pe pat. Erau 5 în mașină când au pornit spre casă. Gladys își înduplecase mama să-i urmeze fără prea multă zarvă. Bărbații băuseră cu toții, firește, la fel și cel de la volan, așa că s-au ciocnit cu un taxi și toți au fost răniți, mai mult sau mai puțin. Nevastă-mea e în camera din cealaltă parte a coridorului. Are tăieturi pe față de la cioburile de sticlă, dar Gladys se simte cel mai rău. Și-a sfârșit povestea și a rămas tăcut, întinzându-și obosit picioarele lungi. Părea că nu încape în scaunul acela micuț și degetele zvâcneau cu neliniște. Poliana ședea lângă el, fără să scoată o vorbă, copleșită de atâta mâhnire, încât inima o durea la fiecare bătaie. Infirmiera a venit și a plecat cu un aer de veselie prefăcută. Deodată, din partea cealaltă a coridorului, s-a auzit un hohot de plâns cu sughițuri. Poliana a crezut că recunoaște vocea doamnei Mur, dar bărbatul de lângă ea a ascultat fără să se clintească din loc și Poliana s-a întrebat dacă auzise cu adevărat. Doctorul și infirmiera se aflau amândoi în încăpere când trupul de pe pat a tresărit puțin. Apoi ochii închiși s-au deschis și mâna înfășurată cu bandaje s-a ridicat. Tatăl și-a îndreptat privirea plină de suferință asupra Polianei. Mergeți mai aproape ca să vadă că sunteți aici, a implorat-o domnul Mur. Vorbește tot timpul despre dumneavoastră și când s-a trezit mai înainte v-a rostit numele. Poliana s-a apropiat de pat, tremura din toate mădularele, dar a încercat să schițeze un zâmbet curajos. Gladys s-a uitat la ea timp de o clipă cu doi ochi mari și goi care au umplut-o de groază. Apoi recunoașterea s-a aprins în ei ca o lumină și buzele lui Gladys s-au mișcat. Poliana a crezut că înțelege cuvintele "mă bucur". S-a aplecat cu tandrețe deasupra ei. Nu încerca să vorbești acum, draga mea. O să vin să te văd în fiecare zi și când o să te simți mai bine, o să stăm la taifas despre multe lucruri frumoase. Dar Gladys știa mai bine. Adunându-și puterile pentru cea din urmă strădanie, a vorbit limpede: mă bucur că nu a fost mama. Poliana, înăbușindu-și suspinele, a încercat să-i răspundă, dar spre surprinderea ei, infirmiera a prins-o de mișloc și a tras-o la o parte. Atunci a văzut că domnul Mur se ridicase în picioare și se uita înspre pat cu lacrimile și roindu-i pe obraj și privindu-i chipul, Poliana a înțeles. Și astfel, Gladys Mur, copil nesupus și neinstruit, dar cu aceeași inimă credincioasă care bate în pieptul sfinților și al eroilor, s-a jucat până la capăt.